Bună seara, dragii noștri, și bine ați revenit pe canalele noastre. Este ora 18 și iată, suntem din nou în direct pe YouTube, Facebook, respectiv Instagram. Sunt Alina Tomer, ghid de turism atestat în România și unul dintre cei peste 300 de membri ai Asociației Profesionale a Ghizilor de Turism ProGuide. Ce înseamnă să fii ghid de turism? În primul rând, trebuie să urmezi niște cursuri și apoi o să primești de la Ministerul Economiei, în cazul nostru, un atestat și, evident, un ecuson. Ecusonul se poartă mereu atunci când conduci un grup de turiști. Așa cum știți, astăzi avem o temă interesantă, cu un titlu interesant, respectiv Tragedie și glorie. La Oradea, un subiect de suflet și, bineînțeles, cu un ghid de suflet cu care v-ați obișnuit deja și pe care probabil o parte dintre dumneavoastră o așteptați cu drag să vină alături de noi. Vreau să vă spun că avem peste aproape 100 de tururi virtuale pe care le puteți găsi pe canalul nostru de YouTube, ne puteți găsi și pe Instagram și pe LinkedIn și pe Travel Massive. Acestea sunt canalele unde ne puteți găsi ca și organizație. Dacă aveți nevoie de un ghid de turism, aveți datele noastre de contact în bannerul care se învârte jos, info@pro-guide.eu sau pro-guide.eu, canalul nostru de Facebook, respectiv YouTube. Acolo puteți să găsiți toate tururile noastre virtuale și puteți să căutați tururi pe care dumneavoastră îl doriți. Sunt tururi în limba engleză, în limba română și în limba maghiară. Și pentru că am vorbit despre turul de astăzi, așteptăm cu drag să ne vedem cu draga noastră Sofie. Haideți, o invităm în studio. Bună seara! Ce faci, draga noastră? Mulțumesc de întrebare. Bine, Doamne, fi lăudat, cum se zice în Ardeal, bine, bine. Aștept să putem să intrăm într-un discurs delicat pentru Biserica Greco-Catolică, dar sperăm să putem să intrăm în sufletele oamenilor și să povestim rolul Bisericii sau a Palatului Episcopal sau a Bisericii Greco-Catolice. Cu siguranță. Ia, arată-ne puțin și spune câteva cuvinte despre tine, că acum lumea a cam uitat de când nu te-am văzut. Și eu tot stau într-o țară, ba în alta, ce să fac? Sunt ghid de turism național atestat, încă din 2014. M-am povestit cam atât facultatea de geografie cât și master în geografie, iar acum, împreună cu colega mea Alina Tomer, suntem la master la teologie biblică la Cluj-Napoca și sperăm să le putem îmbina ca să putem să vă transmitem și partea de suflet, lucru care e cel mai important într-o drumeție care o faceți cu noi. Super! Înainte să intrăm în direct, câteva comentarii, că deja, uite, comentariile încerc să curgă. Îl avem pe Adrian Gheorghiță. Bună seara, Adrian! Bună seara, care este mereu cu noi. Îl salutăm. Și Constantin Demeter, bun venit la Oradea! Mulțumim, așa este, bine v-am găsit! Oradea noastră dragă, Oradea natală și Oradea este de fapt sediul principal al asociației noastre, dacă nu știați. Așa că uite, dezvăluim și secrete. Avem și pe doamna Natalia Chioran, care cu dragoste ne urmărește. Avem acolo un buchețel de flori și o inimioară. Mulțumim frumos, doamnă! Mulțumim că sunteți alături de noi. Uite-l pe Adrian. Bună seara, Sofie. Mi-este dor de voi și nouă de tine. Mulțumim pentru imagini și pentru faptul că ești fidel. Hai să. Ia uite pe cine mai avem. Salutări și de la București. Salutări, Florin. Super, toată lumea ne urmărește.
Deci, trecem în subiect, Palatul Episcopal Român Unit Greco-Catolic din Norada, aici unde este și sediul asociației noastre profesionale a ghizilor de turism ProGuide. Dragă Sofie, eu te las, mă retrag în back office și dacă ai nevoie de ceva în afară de suportul tehnic, trebuie doar să-mi spui. Succes! Bye! Mersi! Dragii mei prieteni și ascultători, astăzi intrăm ca să descoperim un pic Biserica Greco-Catolică din Transilvania, care n-a fost numai în Transilvania, dar și în Ucraina și în partea unde a fost Imperiul Austro-Ungar. Vorbim despre tragedie și glorie. O să vă dați seama dumneavoastră de ce, pentru că cu mari eforturi a supraviețuit această ramură a creștinătății. Vorbim despre acest palat care e reconstruit pe locul vechi al episcopiei greco-catolice. Greco-catolicii au luat ființă în Transilvania pe la sfârșitul 1600, prima dată cu sediul la Alba Iulia, după care a doua dieceză era cea de Oradea. Iar acest palat despre care vom vorbi astăzi este construit în anul 1903, în perioada Imperiului Austro-Ungar, într-un stil, deci este construit pe două nivele. Aici vedem partea veche a orașului, orașului vechi, înainte de a fi construit. Avem și râul Criș, dacă vreți ca să știți mai multe geografic unde se află Oradea. Este partea vestică a României, la 10 km distanță de Ungaria. Iar râul care trece este Crișul Repede. Avem în față imaginea pe ansamblu a Oradei vechi, înainte de construcția palatului. Și în partea ușor central, ușor dreaptă, a fost construit acest palat nou al bisericii greco-catolice într-un stil ecletic, dar cu stilul baroc combinat și stilul rococo. Dacă ne uităm la imaginile de jos, vedem biserica, arhitectura bisericii, o icoană, am putea spune, între arhitectura umană și un stil dumnezeiesc. Vedem acele închinări, acele turle care sunt închinare, un fel de rugăciune, am putea spune, a bisericii noastre. După care trecem la hartă, la localizarea zonei Oradei. Alina, aici, deci vedeți partea vestică a Transilvaniei cu Bulină Roșie, Oradea, unde ne spunea și colega noastră și președinta noastră că este sediul asociației ProGuide. Deci aici era cea de-a doua episcopie a bisericii greco-catolice. Intrăm în discursul și în istoria bisericii greco-catolice. La imaginea aceasta m-aș putea opri chiar cu catedrala ca să fac un pic de început al istoriei greco-catolice. Dumneavoastră știți că în urmă cu 1000 de ani în Transilvania au venit maghiarii, iar românii știți că nu aveau drepturi de niciun fel, nici a cultului, decât așa în locuri și sau biserici de lemn și ascunse, dar nu aveau dreptul să studieze sau căsătorile sau de toate. În perioada Imperiului Austro-Ungar li s-a dat această oportunitate și șansă ca să studieze și să meargă la școli în Viena, în Viena, în Roma, în Ungaria, peste tot. Iar atunci s-a format această comunitate care niciodată n-a fost dezlipită. În practică, omul era creștin. Nu se pomenea în perioada, în anii 1600, de ortodoxi sau de catolici. Întotdeauna oamenii din România, indiferent unde se aflau, în est sau în vest, erau creștini. Era scris până prin 1800 și în chirilice, în greacă era scrisă Biblia. Se vorbea în română, dar liturghiile erau în greacă. Deci nu aveam oameni care să... Dumneavoastră știți pe urmă de școlar de leană, care s-a format cu oamenii care au studiat din Biserica Greco-Catolică. Știți, de Cluj, de școlar de leană și așa.
Având oportunitatea de a studia, de a merge în afară, s-a dezvoltat această comunitate greco-catolică, care este biserică soră cu biserica din Roma, cu biserica pe care Iisus i-a spus Sfântului Petru: Petru, pe tine am să clădesc biserica mea. Dar nu numai atât, biserica greco-catolică se axează pe sufletul omului, pe spirit, nu pe partea pământească, ci pe spirit, ca și biserica romano-catolică. Vorbesc de istorie. În 1918, dumneavoastră știți că s-a făcut Marea Unire a Transilvaniei cu România. Cine era în spatele celor care au conceput și au format Marea Unire? Erau cei din biserica greco-catolică. Vorbesc de Iuliu Maniu, înfăptuitorul Marii Uniri. Vorbesc de delegatul care a fost oficial delegatul României pentru citirea actului de unire, care a fost Iuliu Hosu. Ca mai târziu, în 1948, acești oameni să fie încarcerați de regimul comunist rusist ca trădători de țară. Deci cei care au făcut Marea Unire, cei care au promovat și au pus bazele României mari. Din 1948, biserica greco-catolică din Transilvania a fost interzisă. Pe lângă faptul că a fost interzisă, episcopii toți au fost încarcerați, preoți, călugări care au opus rezistență mai mare, au fost încarcerați cu prețul vieții lor. Am mai discutat în urmă cu 2 luni și ceva, când am avut cimitirul săracilor din Sighetul Marmației, am mai avut o discuție pe tema aceasta mai în urmă cu un alt timp, despre martirul Iuliu, am un lapsus acum, sălăjanul meu, care a făcut Marea Unire. Vi-l spun imediat, când îmi aduc aminte. Deci vreau să spun, în 1948, când a fost confiscată biserica și încarcerați episcopii, în practică biserica catolică, vorbim și de acest palat, a urmat calvarul sau drumul crucii, dacă am putea spune. Exact așa cum Iisus Hristos a purtat crucea cu demnitate până la mormânt, tot așa și biserica greco-catolică și-a purtat crucea cu demnitate, cu prețul vieții lor, și-au dat viața pentru biserica și pentru credința lor. Cardinalul Iuliu Hosu spunea un citat care este emblemă pentru biserica catolică, greco-catolică: credința noastră este viața noastră. Cu această arestare a preoților s-au arestat și toate bunurile care au aparținut în Transilvania cultului creștin greco-catolic. Vorbim în total în Transilvania de circa 2200 de biserici care au aparținut acestui cult. Dacă vorbim pe regiuni, partea de Crișana, unde intră și Zalăul meu, pentru că eu sunt din Sălaj, locuiesc la Cluj, dar sunt sălăjancă, vorbim de partea de Sătmar, de Marea Mureș, de partea regiunile vechi, județele vechi, vorbesc înainte de comuniști, de partea Sătmarului până la partea Dejului, a Clujului, erau în proporție, ca și populație românească, erau în zona în care v-am spus, în proporție de aproape 100%, persoanele erau consacrate religiei greco-catolice. Dacă vorbim pe Transilvania, de românii din Transilvania, circa 70% aparțineau confesiunii greco-catolice și 30% ritului ortodox. Aceste biserici, mai mult de 2200 care au fost confiscate, plus bunuri, terenuri, pământuri, după 1990, dar vreau să zic după 2005, când s-au schimbat regimurile, pentru că regimul comunist încă mai bântuie și acum, o parte mică s-au retrocedat înapoi, ca și bunuri de drept. Aș putea spune că din 2200 de biserici s-au retrocedat 90 de biserici înapoi, aparținătorilor de drept ai bisericii greco-catolice. Ce este important? Că oamenii și cei care au trăit vremurile și așa, nu și-au vândut sufletul. Dar, în practică, ce vroia acest regim comunist? Care, caracteristica regimului comunist a fost cu un caracter totalitar, a impune concepția pe viață stăpânind sufletele oamenilor.
oamenilor. Aici vorbim și de arhiereii bisericilor, vorbim de cei până în 1918, de arhiereii și de episcopii bisericii greco-catolice pe care îi avem aici, deci în perioada înainte de perioada Unirii. Vorbim și în perioada Unirii Demetrie Radu, deci episcopul care era la Oradea. Dar partea a următoarea imagine ne arată mult mai clar următoarea imagine despre Valeriu Traian Frențiu, marele episcop care avea 72 de ani în 1948, când a fost luat, aruncat în închisorile comuniste și dus la Sighetul Marmației, acolo a murit în 1952 și aruncat în acel cimitir, fără cimitirul săracilor, fără a ști exact unde este crucea lui. Dar vă spun ce spunea episcopul, permiteți să vă citesc ce spunea episcopul Iuliu Hosu într-o ultima predică de la Episcopia din Oradea. Deci în perioada respectivă existau 6 dioceze greco-catolice, iar episcopul Iuliu Hosu spune așa: de dragul nimănui nu vom deveni trădători. De dragul nimănui de pe pământ nu vom părăsi credința, Maicii noastre Roma. Și dacă vi se va cere și viața, trebuie să o dați pentru credința voastră. Emblema bisericii greco-catolice a fost și este cardinalul Iuliu Hosu. Deci, biserica greco-catolică a fost eliminată de regimul comunist pentru că nu se supuneau regulilor comuniste, staliniste, de a-și vinde sufletul și de a fi controlate de poliția comunistă care a fost trimisă de la Moscova. Și atunci bisericile din Transilvania au fost date la cultul lui ortodox, dar preoții greco-catolici din Transilvania, ca să înțelegeți mai bine, au fost eliminați absolut toți și aduși în bisericile greco-catolice. Sigur că peste noapte s-au semnat așa în falsitate tot felul de documente că populația din localitățile respective este de acord să treacă cultului ortodox. Fals. Dar oamenii aveau nevoie de biserică, aveau nevoie să se roage și atunci bisericile din Transilvania, ca să rupă orice legătură cu trecutul, li se aduceau preoți fără o pregătire minimă, care așa, din sudul țării, din estul țării, care nu aveau habar sau legătură nici cu ce povestesc acum. Puteți să vă informați, pentru că nu vorbesc lucruri de la mine, iar cei care aveți peste 50 de ani, cu siguranță că ați participat în perioada comunistă la bisericile tradiționale, ortodoxe, unde erau tot felul de circulare de la București care era obligatoriu să le citească, fără niciun pic de apel la suflet sau la viața de apoi. Lucru care e inutil atunci să credem în Dumnezeu dacă nu credem în viața de apoi. Aici avem ultimii arhierei după regimul comunist, Vasile Hosu, ca și reșil, a fost întemnițat 10 ani în perioada, a fost condamnat 10 ani la muncă silnică, la închisoare în regimul comunist. După 2 ani de zile a fost lăsat și exilat. Sigur că în secret încerca ca să țină Biserica Unită, pentru că erau mulți credincioși care în perioada comunistă multe apeluri s-au făcut la Europa Liberă, pentru că era interzis orice. Și putem aici chiar să o amintim pe Doina Cornea, care prin scrisori la Europa Liberă cerea repunerea în drepturile bisericii greco-catolice. Aici îl avem pe preasfințitul Virgil Bercea, episcopul actual de la biserica Episcopia greco-catolică din Oradea. Este doctor în teologie și a trăit o grămadă de drame, pentru că chiar dacă a căzut regimul comunist în 1990, să știți că biserica sau episcopia de la Oradea și multe altele, dacă v-am spus că numai 90 din cele 2200 au fost retrocedate, până în 2005 nu a putut să intre în drept și în fapt în episcopia greco-catolică de la Oradea. În perioada regimului comunist a fost această episcopie folosită pe post de depozit, manualele arse și distruse pentru că nu foloseau regimului comunist ca lumea să afle
lucruri sfinte. Iar pe urmă a fost folosită ca și bibliotecă comunală și județeană. Deci numai în 2005, deci după 15 ani de la regimul comunist, când s-au schimbat și partidele, numai atunci a putut ca să intre în drept în clădire. Pentru asta, deci toți episcopii, deci ca să avem o clădire, în practică nu are valoare dacă nu are o istorie cu greutate în spate. Eu cred că era nevoie de acest sacrificiu, acestor martiri, acestor episcopi, iar acestor preoți, ca biserica să aibă continuitate și să aibă valoarea spirituală pe care o are. Sigur că în decurs de 50 de ani au fost două generații, creierile oamenilor au cam fost spălate, dar nu interzis acum ca să citim și să citim istoria adevărată, cea până în 1948, sau dacă vreți documente, că eu nu vă vorbesc de la mine, ce vă vorbesc, sunt documente în arhivele bisericilor, dar găsiți la Vatican, găsiți la Viena, găsiți la Budapesta, deci unde a fost imperiu, pentru sacrificiu, ce s-a întâmplat, sau la Alba Iulia, la Blaj, găsim din documentele care sunt aduse sau traduse de la Roma și puse, deci pe baza lucrurilor reale vă vorbesc dumneavoastră. Deci din 2200 de biserici sau episcopici au fost numai 90 au venit în dreptul de proprietate al bisericii. Aici vorbim și de episcopia de la Baia Mare, care nu a mai fost retrocedată bisericii greco-catolice. Ajungem în anul 1918, în 1 decembrie. Nu, 1 decembrie a fost unirea Transilvaniei cu România. Aici suntem în anul 1919, în 25 mai, când face o vizită Casa Regală, regele Ferdinand cu mama regină, Regina Maria a României. Îi vedeți aici în această mașină, în partea de dreaptă jos. Și vedeți în partea stângă sus piața mică unde este Palatul Episcopal din Oradea. Până la Oradea au venit cu trenul. De la Oradea, de la gară și până în piața mică, este o anumită distanță. Zice că toate casele erau împodobite, cu steaguri, cu flori, lumea îmbrăcată în porturi populare. Vă gândiți că era vorba la câteva luni după Marea Unire. Românii din Transilvania și ce au suferit de ei săracii, numai sufletul. Au știut. Gândiți-vă cu câtă bucurie au fost primiți de țărani din zonă, pentru că erau români țărani din zonă, și i se adresau reginei cu cuvântul mamă, regina noastră, mama noastră, sau regelui Ferdinand cu regele nostru. Deci au fost primiți cu atâta căldură încât în una dintre scrisorile reginei mamă Maria scria: am fost primiți la Oradea ca și niște sfinți. Cu toate că ei chiar au fost sfinți pentru multe lucruri frumoase care le-au făcut pentru România. Dar așa cum vă aduceți aminte, în 1947, în decembrie, când a fost izgonit din țară regele Mihai, nepotul lui Regina Maria, și cu episcopii, deci aceeași clauză, în ghilimele, li s-au pus tuturor, trădători de țară și de neam. Luați istoria, studiați, acum încep să iasă la iveală din arhivele securității și ale lumii adevărul despre eveniment. Aici vedem familia regală, cu câtă eleganță, cu cât zâmbe, cu câtă fericire îi vedem aici prezenți la Oradea în urmă cu 100 de ani, nu? Era în 1019, în luna mai. Într-o altă imagine vedem în partea stângă, îl vedem pe Iuliu Hosu, pe Iuliu Maniu, mă iertați, și înainte când am zis că vă ziceam de Iuliu Maniu, cine a fost Iuliu Maniu, am avut o prezentare frumoasă, de trei ori a fost prim-ministru României, Iuliu Maniu, greco-catolic, și el sălăjan de-al meu, cum să nu zic eu de el, el a fost cel care a pus baza și documentația pentru Marea Unire a Transilvaniei cu România.
Aici îl vedem în partea stângă jos, cel cu capul descoperit, cu mustață, îl vedem pe Iuliu Maniu, însoțind familia regală la Oradea. Vedem florile de la geam, vedem lumea îmbrăcată în sărbătoare, cei care îl așteptau de la Oradea, iar în acest palat de la Oradea, familia regală a dormit. Deci, emblema și sufletul și așa, Oradea are o ceva aparte, adică cu atâta, sigur că și ei au dăruit ca să primească, adică atâta iubire cât au dăruit o familie regale, atâta entuziasm pentru unire. Aici vedem partea Oradei din urmă cu 100 de ani, vedem episcopia și curtea, piața mică, vedem în partea de sus stânga. Pe o parte vedem înspre dreapta, vedem episcopia, palatul episcopal, iar în stânga vedem biserica greco-catolică cu seminarul teologic, cu căminele pentru studenți, pentru elevi. În partea dreaptă o vedem așa emblematic cu acea turlă, cu acel turn care e îndreptat către Dumnezeu a palatului episcopal din Oradea. Este o frumusețe, iar tramvaiul, vedem aici sus în imagine și tramvaiul. Imaginați-vă că în Oradea tramvaiul a fost pus în funcțiune în anul 1906. Deci 1906, totuși vorbim de 116 ani când s-a pus în funcțiune tramvaiul electric, un oraș civilizat, un oraș modern, un oraș care a fost sigur într-un imperiu. Vorbim totuși de 116 ani în perioada Imperiului, vedem aceste imagini ale Oradei. Dacă trecem mai departe, aici vedem mai bine tramvaiul de acum 100 și de ani, piața mică a orașului. Și sigur că acum sunt mai multe linii de tramvai. Acum în Oradea se zice că sunt peste 50 de kilometri de tramvai, lucru care nu e puțin, peste 8 linii diverse de tramvai. Dar acum cu primarul pe care l-a avut Oradea, nu știu, 8 ani sau 12 ani, deci Oradea s-a transformat într-un wow. Deci este unul dintre cele mai frumoase orașe din Transilvania, ca să nu zic din țară, dar din Transilvania, deci face parte acolo așa. Și mergem ca să admirăm sau să nu admirăm și interiorul palatului. Aici vedem această imagine care simbolizează, într-o parte l-avem pe Iuliu Maniu, în cealaltă parte pe Iuliu Hos, amândoi Iuliu fiind, și vedem palatul în spate. Oare de ce și aici? V-am spus că amândoi Iuliu Hos, cardinalul greco-catolic, cel care spunea credința noastră este viața noastră, iar Iuliu Maniu, care provine dintr-o familie cu rădăcini, cu tradiție greco-catolice, doctori, Iuliu Maniu în drept, doctor în teologie Iuliu Hosu, cu studii făcute la Viena și la Roma, sigur că ei au fost pilonii principali de unificare a Transilvaniei cu România. Pilonii principali a bisericii greco-catolice. Și atunci nu puteau să lipsească din această imagine acești doi mari sfinți, aș putea să spun pentru amândoi, ai României și a bisericii greco-catolice. Vedem din interiorul bisericii, înainte de incendiu, sigur că o să vorbim și de tragedia și de incendiu, aceste vitralii. Tavanul și vitralul. Era cu atâta delicatețe construit acest palat. Era unul dintre cele mai frumoase palate, spunea și familia regală, că aproape că ajunge ca și eleganță interioară, dar și exterioară, era comparat cu castelul de la Sinaia. Deci familia regală, când a văzut atâtea lucruri delicate, atâta lucrătură în lemn, picturi pe pereți,
Pentru că era lucrul făcut de cei mai mari specialiști sau ai vremii, pictori, sculptori aduși din Italia, din Imperiu, de peste tot. Vedeți aceste vitrali, care, deci partea superioară, clădirea e pe două nivele, partea inferioară era biblioteca, biblioteca și oficiile importante ale palatului, iar partea superioară erau palatele episcopiei, care erau apartamentele episcopiei, care sigur când venea o lume mai, cum a fost regi, erau ospitați aici, sau prelații mari ai bisericilor erau ospitați aici în acest palat în centru Oradei. Dacă mergem mai departe, aici deja vedem incendiul din 2018, din 25 august. Dacă ne uităm după titlul lucrării, la tragedie și glorie. Atât de mult a suferit această biserică, de numai Iisus pe cruce a suferit așa cât a suferit biserica asta. În data de 25 august, 1918, deci vorbim în urmă cu 2 ani de zile, în jurul orei 9:30 seara, 21:30, izbucnește, s-a stabilit pe urmă că de la ceva fire electrice, izbucnește incendiu. Acum o să vă întrebați de ce. Închipuiți-vă că palatul a fost construit în anul 1903. Timp de 100 de ani nu i s-a făcut nicio reparație capitală. Pentru că până în 2005, din 1948 până în 2005, acolo a fost Partidul Comunist, ca să zic așa, chiar și după Revoluție pot zice același lucru, pentru că nu s-au dat lucrurile celor care erau în proprietatea lor, adică drepților proprietari. Și au fost folosită această clădire pe post de, cum v-am spus, de depozit, de bibliotecă. Și atunci, sigur că dacă nu faci o reparație la orice 100 de ani, pe n-are cum să fie. Și sigur că s-a produs un scurt circuit într-un perete, tavanul fiind din lemn și ce trebuia, lemn uscat de 100 de ani, a luat foc. În primele, chiar în prima jumătate de oră, nici, sigur că pompierii au fost anunțați și au venit imediat, dar în prima jumătate de oră nici măcar o picătură de apă nu a fost folosită ca să stingă incendiu, că nu aveau apă, că era aproape. Pe urmă, în 3 ore jumate s-a rezolvat situația, dar cum s-a rezolvat? Tot ce a fost parte, vedeți aici imaginea aceasta tristă și dureroasă, care a văzut-o o lume întreagă, acoperișul, turla, partea tavanului superior de la etajul secund, toate au fost arse și distruse, nimic nu s-a mai putut recupera. Uitați-vă în interior, acele vitrali de care vă spuneam, acel lemn, acele construcții, toate au fost arse și distruse. Dar gândiți-vă că în perioada regimului comunist, cum au confiscat tot ce era bun acolo, peste 8500 de volume, peste 280 de documente vechi, originale, era și o pravilă de prin 1600 și acolo toate au fost confiscate și duse sau la Moscova sau arse sau nu se știe, regimul comunist știe ce a făcut. Aici, pentru a doua oară, intră în suferință această episcopie. Cuțitul ăla se învârtea acolo în rana sufletului credincioșilor, dar să știți că durerea ce s-a întâmplat la Oradea, nu numai pentru catolici, pentru greco-catolici a fost, pentru toți cei care locuiau în Oradea sau în împrejurim sau care au cunoscut acest palat, pentru că durerea a fost imensă. Vedeți distrugerile după incendiu, nu mai era nimic deasupra clădirilor. Altă dată, deci comparate cu castelul de la Sinaia, cu cele mai frumoase castele din lume, din Europa de Vest, comparat acest castel, după incendiu totul a fost distrus și mistuit de flăcările focului. Vedeți aici pe edilul, care până în urmă cu o lună era al Oradea, acum e președintele Consiliului Județean, din câte știu, domnul cu episcopul de la biserica, episcopul părintele Bercea și cu Bolojan, Ilie, cer scuze, când au venit ca să vadă daunele de la clădire și ce s-a produs aici.
Acest edil al localității, care acum, din fericire, este președintele Consiliului Județean, să știți că a ajutat foarte mult pentru a se pune, pentru refacerea acestui lăcaș de cult și acestui obiectiv atât de important pentru Oradea. Deci, după acest incident, după această tragedie, să știți că toată lumea, chiar și bătrânii, eu chiar am auzit multe confesiuni, că am intrat pe tot felul de documentare, pe tot felul de arhive și așa, chiar bătrânii din localitate care acum merg la Biserica Ortodoxă spuneau: vreau să dau pensia mea pentru reconstrucția acelui palat, vreau să particip, vreau să fac. Deci toată lumea, cu puținul lor, cu picătura aia care aveau, au început să ajute și ajută pentru refacerea acestui obiectiv măreț. După un an de zile, după acest mare dezastru, dacă întoarcem pagina, deci vedeți dezastrul, vedem și în 2018, în 25 august, vedem dezastru din centrul orașului, vedem cum a rămas această clădire emblematică pentru oraș. Iar dacă mergem mai în față, după un an de zile, vedem în 2019 când se pune turla bisericii, acel stâlp care să-i dea gloria și măreția îndreptat către Dumnezeu. Vedem cum s-a pus această turlă a palatului, care era un loc de, cum ați închina mâinile, un loc de principal în clădirea palatului. Iar peste 2 ani de zile, adică în anul acesta, în luna septembrie, avem refacerea exterioară a palatului. Dacă noi ne uităm la următoarea imagine, aici vedem scările interioare, vedem măreția, eleganța scărilor, marmura, scările în alb, pereții, balustradele, eleganța palatului, partea interioară. Deci a palatului, dar sigur că acum sunt toate distruse din cauza fumului, dar se presupune și după ce s-au semnat tot felul de acorduri și tot felul de proiecte, că peste 3 ani, deci dacă suntem în anul 2020, în 2023 va fi refăcut și interiorul. Așa avem speranțe de la, și de la ministrul culturii, care acum, chiar de câteva zile, a fost la Oradea. Și deci vedem aici eleganța, stilurile baroce și rococo care au fost folosite pentru ornarea acestui palat. Dar sigur că dacă v-am spus că din 1948 până în 2005 au fost luate și furate și distruse și 100 de ani au fost puse la rând, sigur că nu mai arată cum era, de exemplu, în 1918, când a făcut vizita la acest palat regina Maria, regina României. Dar vedem din frumusețea trecutului o parte ce se mai poate vedea în acest stil arhitectural, care e de o mare eleganță, care îți deschide sufletul către dumnezeire, aș putea să spun. Dacă merge mai în față, aici deja vedem palatul renovat exterior și vedeți și acoperișul renovat. În urmă cu aproximativ o lună jumate a fost inaugurat terminarea palatului pe exterior, așa cum arăta el în urmă cu 100 de ani. Vedem și turla biserice, acel stâlp, vedem și crucea de pe turlă, acea eleganță, acea culoare a palatului. Deci a fost renovat pe din afară, cu ajutorul Tatălui Ceresc, cu ajutorul credincioșilor, cu ajutorul celor care au crezut în această biserică. Vedem ziua și vedem noaptea, eleganța acestui magnific palat, unde oamenii au suferit, unde oamenii s-au rugat, unde drumurile duc către... A fost și o cruce, o golo.
Golgota, aici, în acest palat, dar și cu cei care au suferit, credincioșii de-a lungul timpului, și să nu uităm și preasfințitul episcop Bercea, care a suferit cumplit și s-a chiar îmbolnăvit în perioada incendiului și după, și să ne rugăm pentru ei, ca și ei care de unde sunt să se poată să se roage pentru noi. Vedeți această eleganță. Cu aceasta eu vă mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat și vă așteptăm la Oradea ca să vedeți de ce primarul Oradea a promis și cu episcopul care este că pe urmă acest palat va fi dat și în uzul turistic pentru a-l putea vizita. Este o mândrie a Oradei, este o mândrie a Bisericii Catolice că a știut să renască din această cenușă. Vă mulțumesc! Mulțumim, Sofie! Într-adevăr, așa este. Palatul Episcopal, o bijuterie, o emblemă a orașului nostru. Mai avem câteva comentarii. Domnul Mihai Vlad Nuna. E la teologie la Oradea. Mi-a fost coleg la Facultatea de Geografie la Zalău. Mihai, te salut! Îmi zicea maică, să nu uităm. Avea el un motiv că îmi zicea maică. Și Lavinia Breje, care are un mesaj mai lung. Abia aștept să ne revedem din nou într-o excursie. Bucuroase salutări, ghid elită despre tine și la superlativ te îmbrățișăm. Deci iată, prietenii noștri sunt aici. Nepoata mea din Germania. Doina Hangam, prietena mea de la St. George's Bay. Sucuvă, adică mama ta, Alina, da. Vă iubim, doamna Doina. Bine. Și cu asta fiind spuse, pentru că ne apropiem deja de 40 de minute, dragă Sofie, îți mulțumim. Îți mulțumim că ne-ai adus aproape această bijuterie arhitectonică a Oradei. Domnul Demeter, mi-a plăcut foarte tare, sincer, felicitări. Mulțumim frumos, domnul Demeter, mulțumim că ne urmăriți. Vă mai așteptăm cu drag. Doamna Felicia. Mulțumim, doamna Felicia. Într-adevăr, Oradea este un oraș frumos. Asociația Profesională a Ghizilor de Turism ProGuide. Acesta este contul nostru IBAN. Și aici aveți contul nostru PayPal. Dacă vă place ceea ce faceți și doriți să ne susțineți activitatea, puteți să o faceți sprijinindu-ne cu o mică sumă, fie în contul de PayPal, fie în contul de IBAN. Sunt binevenite. Sofie, dragă, încă o dată îți mulțumesc. Și ne vedem săptămâna viitoare, luni. Doamna Zgriblea Evelina, ești minunată, auzi, Sofie, da? Toată lumea nu are decât cuvinte de laudă și apreciere pentru tine. Te-am îmbrățișat, iubita, seara minunată. Și transmit bucurie și sănătate tuturor. Și să fim uniți, pentru că asta ne cere Iisus Hristos și Tatăl Ceresc, adică Sfânta Treime, să fim uniți, să nu ne despărțim, pentru că suntem frați din credință și să fim uniți. Te pup! Bye! La revedere, dragii noștri, mulțumim!